torpedo. Tu și domnii iarici, știi că invitatul lor e mâine în gura tuturor. Spune-mi că nu ești curios. Tu și domnii iarici, tu și domnii iarici, tu și domnii iarici. Din câți șefi de stat au călcat pământul României, nu știu ce mă face să cred că cel al Franței este cel mai aproape de noi, de România. Cred că nu spun vorbe mari când afirm că sufletele celor două țări comunică fără resentimente, fără orgolii, fără frontieri. Jacques Chirac, unul dintre cei mai importanți oameni ai lumii de azi, poate, din momentul în care a ajuns în România, a demonstrat că pentru noi e un prieten. Și abia după aceea președintele Franței și abia apoi liderul unei țări cu un cuvânt greu de spus în lume. Și cred că noi nu ne-am făcut de râs în fața acestui examen de suflet, oamenii adunați pe străzi, răspunzându-i cu aceeași deschidere și căldură. Atât. De-aia scriu fără nicio ezitare, Jacques Chirac, un prieten poate singur. Așa este, domnule Meleșcan. Eu aș fi de acord cu un prieten, n-aș fi de acord cu partea a doua, poate singurul. Aș vrea să spun că relația franco-română este, fără îndoială, o relație dincolo de aspecte politice, de aspecte conjuncturale. Este vorba realmente de o relație istorică, o relație bazată pe o tradiție culturală comună. Suntem țări latine și aș spune dincolo de aceasta o tradiție bazată pe o comunitate de interese foarte importante, pe poziția României în zonă, pe posibilitățile pe care le oferă Franța pentru România din toate punctele de vedere, politic, economic și cultural. Și nu uit cultural, deși am spus pe ultimul loc, relația culturală româno-franceză, ceea ce se numește francofonia, este un element extrem de important și pentru relația politică și pentru relația economică. Deci, într-adevăr, eu cred că putem spune că în toate marile momente ale istoriei României moderne, de la unirea principatelor, trecând prin realizarea statului național unitar român și un moment ca acesta, de ce să nu recunoaștem cinstit, este un moment crucial, momentul intrării noastre în structurile europene. Franța a fost alături de noi, ne-a făcut mare plăcere să vedem că și astăzi, în acest moment deosebit, Franța este alături de noi. Vă mulțumesc că așadar am făcut prezentarea primului invitat din această seară de la emisiunea Milionarii de la miezul nopții, domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de extern al României, actualmente senator pe DSR și președintele comisiei, comisiei de politică externe, da? De afaceri externe al Senatului. Celălalt invitat se numește Bogdan Chiriac, este redactor șef ajung la ziarul Adevărul și totodată comentator de politică externă. Tocmai de aceea l-am invitat și pe Bogdan Chiriac pentru a-l înfrunta pe domnul Meleșcanu în ceea ce privește ideile de politică externă și cred că va fi o confruntare fără sânge, să spun, fără a fi scoasă sabia din tac. Bogdan, nu-mi permit să-l înfrunt pe domnul ministru Meleșcanu, așa să-l mai pișcăm un pic, dacă se poate, spre folosul telespectatorilor. Nu sunt de acord cu tine, trebuie să-l punem la pământ, în ghilimele. Nu. Noi nu vrem să punem la pământ pe nimeni, noi cei de la Adevărul. Ați mai demascat ceva în Adevărul? Vreau să vă spun că există un personaj mitologic foarte interesant care se numește Anteu și care ori de câte ori lua contactul cu pământul, prindea puteri noi. Așa că, păstrând proporțiile, aș spune că și pentru mine și pentru noi, mă refer la colegii de partid, legenda lui Anteu, cred că nu e proastă. Cred că luăm forță. Deci ne puteți pune la pământ, nicio problemă. Ați cam luat contactul cu pământul, domnul ministru, contactul. E adevărat. Ce aș vrea să vă întreb? Credeți că acest sprijin pe care l-a anunțat astăzi președintele Franței va fi hotărător pentru integrarea României în NATO? Întrebarea asta vreau să o pun și eu. Eu cred că sprijinul Franței este extrem de important. Hotărătoare va fi decizia celor 16 țări membre ale NATO. Deci, pe lângă sprijinul extrem de important al Franței, vom mai avea nevoie de 2-3 puncte solide de sprijin și de acceptare din partea tuturor. Eram gata să spun că răspunde ministrul de externe și nu senatorul. Sigur că da. În vocație sunteți diplomat, ambasador în continuare, dar îmi pare bine că ați făcut această precizare. Ce trebuie făcut acum, sau ce ar trebui făcut acum,
pentru ca șansele noastre să se materializeze la summitul de la Madrid. Și care ar fi celelalte două puncte pe lângă acestea? Pentru că a spus că mai e vorba de două puncte. Păi le cam știm noi punctele care sunt, nu? Telespectatorii trebuie să le știe. Așteptăm să... Eu cred că pe lângă sprijinul Franței este extrem de important sprijinul Statelor Unite ale Americii, Germaniei și aș spune Angliei și după aceea grupului de țări latine, Italia, Spania, Portugalia. Ce ar trebui de făcut? Eu cred că trebuie continuate foarte viguros eforturile pe două planuri distincte. Deci demersurile diplomatice trebuie continuate, trebuie obținut un sprijin cât mai ferm și cât mai angajant în partea tuturor guvernelor. Vreau să vă spun că poziția Franței este la ora actuală poziția cea mai clară, mai deschisă în favoarea României. O asemenea poziție avem nevoie să o adopte și alte state. Avem nevoie ca numele României să fie pronunțat cu gura plină. România, Franța, Italia, Grecia, Turcia consideră că România trebuie să fie printre primele țări care intră în NATO. Ce bine ar fi dacă ar spune și Departamentul de Stat al SUA. Deci, eforturile pe plan extern trebuie continuate în mod viguros și, eu aș spune, cu coerență, fără bâlbâieli inutile. Bogdan? Agențiile de presă, comentând vizita președintelui Chirac la București, nu uită să aduc aminte întotdeauna de vizita doamnei Albright la Paris, care s-a desfășurat acum 2 zile jumate, 3 zile după fusul orar, în care, citându-se diplomații americani, surse autorizate care au ținut să-și păstreze anonimatul, se spune că România este deocamdată long shot în cursa pentru NATO. E de perspectivă, e cam îndepărtată, este... Ce vreau să spun? Sigur că da, agențiile occidentale am remarcat că, în special, deci Reuters și Associated Press, în ciuda declarațiilor făcute de președintele Chirac, declarații favorabil, foarte deschise, favorabil. Și aici însă e o nuanță pe care aș vrea să o precizați pentru telespectatorii Antenei 1. În sensul că sprijin este sprijin, până unde merge, poate ați putea un pic să devolați acest limbaj diplomatic pentru noi și să vedem totuși până unde ne putem baza pe Franța. Dar revenind la ceea ce spuneau agențiile occidentale, ele sunt în continuare sceptice. Citând obsesiv această declarație făcută de persoane care au ținut să-și păstreze anonimatul că România nu este un candidat serios în continuare. Deci eu vreau să vă spun că pe lângă continuarea acestor demersuri diplomatice care este foarte importantă, o a doua categorie de eforturi care trebuie făcute cu aceeași hotărâre și aș spune-o cu aceeași coerență sunt eforturile pe plan intern. Trebuie să fie foarte clar că între cele două eforturi pe plan internațional al demersurilor diplomatice și efortul pe plan intern, trebuie să existe o corelație foarte strânsă. Nu se poate avansa prea mult într-o zonă fără a avea... Domnul ministru, mă iertați, nu ați vrea să ne referim la eforturile pe care trebuie să le facem pe plan intern imediat după aceea când discutăm poate criteriile. Deci acum dacă v-ați referit un pic la aceste lucruri și în special aș vrea să spuneați această relație cu Statele Unite, care în momentul în care dumneavoastră vă aflați la putere, senzația mea ca jurnalist era că acest curs al relațiilor româno-americane era ascendent, puternic, aș putea spune. A urmat o perioadă de stagnare după alegeri. În sfârșit, acum, să zicem că la nivel diplomatic a venit domnul Slocumb aici, a venit domnul Cornblum, a venit domnul Lantoș, deci lucrurile s-au pus din nou în mișcare. Dar atunci senzația mea este că nu există aceeași efervescență, nu există aceiași pași. Ceea ce este privește așa... legătura cu partea americană. Exact. Mă puneți într-o situație foarte, foarte delicată. Să dau o notă critică. Vreau să vă spun că în viziunea noastră, poate greșită, a guvernului anterior, noi am considerat că elementul central al procesului de lărgire a NATO reprezintă Statele Unite ale Americii. Și de aici efortul a fost poate mult mai mare, poate supradimensionat, pe relația cu Statele Unite. De ce poate greșită? Nu știu, mi-e greu, nu mai sunt acum la cârma treburilor ca să pot să am o viziune. Dar o cârmă mică tot aveți acolo, la Comisia de Presă. Eu rămân ferm la ideea că un partener extrem de important și poate unul dintre cei mai importanți parteneri rămâne administrația americană. Sigur că, așa cum am spus de multe ori, decizia vor lua toate cele 16 țări.
Sigur că este foarte important să avem un sprijin deschis, public, cum este cel al Franței. V-ați referit la faptul că sprijină. Este mai mult, spre sfârșitul intervenției sale, domnul președinte Jacques Chirac a spus, Franța, mă scuzați că citez așa din memorie, Franța este avocatul României în ce privește integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Dincolo de poate tentația care am avea-o de a folosi această metaforă, aș spune că ideea de avocat înseamnă o implicare foarte activă în promovarea interesului clientului. Mă scuzați pentru utilizarea acestei sintagme. Pentru a se înțelege mai bine, da. Dar, în mod evident, când spui sunt avocatul cuiva, înseamnă foarte clar că te implici activ în sprijinirea interesului celui a cărui interes vrei să-l promovezi. Bogdan, ești de acord cu asta? Vedeți, noastră, ce înseamnă totuși avocatul cuiva? Credeți că Franța va merge până acolo încât să blocheze procesul de extindere dacă România nu va face parte din primul val? Nu, dar întrebarea mea este, credeți că dacă Franța va insista ca România să fie primită, altcineva va bloca extinderea din cauza României? Nu din cauza României, să vorbești în felul următor. Deci, noi știm, vrem foarte mult să fim și aici poate Marius trebuia să spună, să readuc în atenție că, deci noi de ce vrem să intrăm în primul rând în NATO? Nu, ca să intrăm în sfera asta de influență occidentală. E puțin probabil să ne atace pe noi cineva, rușii sau altcineva. Ce se întâmplă însă aici? Extinderea aceasta alianței atlantice nu poate să cuprindă un număr foarte mare de state. Cu toții știm lucrul ăsta. Pe de-o parte, e vorba de negocierile cu Rusia, care nu poate accepta oricât de mult de stat. În plus, ce s-a mai spus pe acolo, a apărut până argument, e factii, se pare că se cere și o sumă de bani, cum s-a cerut la reunificarea Germaniei. Asta e pe de-o parte. Pe plan intern, alianța nu poate să cuprindă deodată foarte multe state. E vorba de chestiuni tehnice, logistice. De ce vrem noi neapărat în primul val? Fiindcă valul al doilea urmează peste 15 ani, 20 de ani, după ce se pun de acord ștuțurile de alimentare la avioane, tipurile de muniție și foarte multe lucruri tehnice în acest sens. Deci, ideea este că, sigur că da, Franța ne sprijină. Am înțeles că Italia, încă de pe vremea când erați ministru de externe, și-a manifestat disponibilitatea de... Canada, foarte ferm și deschis. Atențiune! Canada, ia uitați-vă în ziarul Adevărul de astăzi, Canada îi sprijină pe toți. De mâine. De mâine, mă iertați. 6-7 state. Da, dar important e că ne sprijină și pe noi. Important e că suntem și noi. Da, nu pot fi primite toate 7 state, domnul ministru. Deci sprijină și Slovenia, și Slovacia, și în sfârșit primii 3 premianți. Dar Italia, înțeleg că a manifestat, sigur, noastră poate aveți alte informații. Nu, Italia a avut... Italia a manifestat aceeași dorință ca și Franța să devină co-sponsor al integrării României în NATO. Problema este, până unde merge acest sprijin, fiindcă vorbim de Franța, președintele Chirac dormind în această seară la București. Deci până unde credeți că ar putea să meargă acest sprijin? E vorba de bani aici, e vorba de influență, e vorba de logistică, e vorba de strategie, e vorba de multe alte lucruri pe care... Pe vremea când era ministru de externe și îmi punea cineva problema cum mi-o puneți dumneavoastră, răspunsul meu era foarte simplu. Sigur, noi nu suntem absurzi, înțelegem că nu poate să intre un număr foarte mare deodată. Dar eu cred că România se califică să fie printre primele. Și dați-mi un argument de ce trebuie să intre, de exemplu, Cehia și nu România. Sau de ce Slovenia. Polonia și nu România. Sau de ce Ungaria și nu România. Deci eu întotdeauna m-am plasat în discuții pe un teren foarte simplu. Există niște criterii referitoare la admiterea în NATO? Haideți să judecăm în mod obiectiv fiecare candidat, pe baza acestor criterii și, bineînțeles, să-i eșalonăm, dacă nu pot fi toți primiți deodată, în funcție de aceste criterii. Deci nu văd de ce, atunci când vorbesc de o restrângere, să spunem, a primului pluton, trebuie ca automat să exclud România. Dacă pornesc de la ideea că există criterii obiective, pe baza cărora este judecată fiecare candidatură. Și vreau să vă spun că eu nu pot accepta o altă discuție decât o discuție pe criterii obiective, pornind de la eforturile și meritele fiecărui candidat. Așa este. Să remarcăm adevărul de ieri, nu? Care, pe lângă interviul acela în exclusivitate cu președintele Jacques Chirac,
Mai amintea ceva pe care am văzut că restul presei nu l-a privit poate cu suficient atenție. Era vorba atenție. De declarația doamnei Madeleine Albright. Deci, doamna Albright oferă o șansă aproape nesperată pentru România, în sensul că ne oferă posibilitatea să ne pledăm singur cauza. Și v-ați și pronunțat în acest sens în ziarul nostru. Dialogul 16+1. Da. Dialogul 16+1. Credeți că, sau mai bine spus, domnul ministru, ce ar trebui să facă România în aceste două luni, practic, care mai sunt, până când se va lua decizia? Fiindcă e greu de crezut că pe 7 iulie cineva va mai sta să gândească, să analizeze, când pe 8 iulie trebuie aranjate scaunele și... E clar că lucrurile cam prin mai, sfârșitul mai, începutul iunie, se va contura o decizie. Eu aș spune că, dacă e să vorbim în mod onest și să luăm criteriile de admitere în NATO, cred că România stă foarte bine la toate aceste criterii, probabil pe locul cel mai bun dintre toate țările candidate, și are un punct, să zicem, care poate fi un punct slab, este punctul referitor la reforma economică, tranziția economică. Aici însă vreau să subliniez un element care mie mi se pare foarte important. Mi se pare greșit la acest punct referitor la, și mulți l-au menționat, acest punct slab, să zicem, a României, în raport cu ceilalți candidați. Vreau să vă spun că mi se pare o abordare care este complet ilogică, pentru că extinderea NATO va deveni, să spunem, juridică obligatorie din anul 1999. Ați văzut și astăzi președintele Chirac s-a referit la anul 1999. E un an încărcat de semnificații, 50 de ani de la crearea NATO, procesul durează. Deci eu când vorbesc de situația economică a unui candidat, eu nu trebuie să judec candidatul după fotografia economiei astăzi. De acum. Ci trebuie să judec potrivit unor, hai să spunem, dezvoltări în perspectivă, care îmi dau mie o imagine cum va arăta economia acestui candidat în 1999. O fotografie făcută la expunere, cum se spune. Exact. Deci dacă vreți să vă spun ce ar trebui să facem în această perioadă ca să ne sporim șansele de intrare în NATO, cred că un program economic viabil, coerent și care să se bucure de un sprijin politic și social cât mai larg în România, este cel mai bun lucru pe care îl putem face pe plan intern. Continuarea, repet, eforturilor pe plan internațional, un program coerent, un program aplicabil și un program sprijinit de un număr cât mai mare de forțe politice și un segment cât mai important al societății civile, este pentru mine cel mai important lucru pe care guvernul poate să-l facă în perioada aceasta până la admiterea NATO. Vă mulțumesc, o să mai vorbim despre asta. Urmează un scurt moment publicitar, după care las pe Bogdan pentru că avea pregătită o întrebare. Milionarii de la miezul nopții îl rog pe redactorul șef adjunct de la Ziarul Adevărul, domnul Bogdan Chiriac, să adreseze întrebarea domnului. Eu fiind milionar datorită guvernului, ca să spun așa, care ne face pe toți milionari în curând. Da. Deci reamintim telespectatorii noștri că vorbeam despre confruntarea aceasta 16+1, șansa oferită de doamna Albright. Dacă ați mai fi șeful diplomației române, ce ați băga în dosarul, ce ați pregătit la dosarul pe care ar trebui să-l susțineți la Bruxelles, domnul Așcan? O, ar fi foarte multe de pus în dosar și sunt lucruri foarte interesante. Un calup important de document ar fi toate cele referitoare la participarea României la Parteneriatul pentru Pace. De la semnarea primei a parteneriatului în niște condiții foarte interesante, când parteneriatul era respins și când semnarea de către România, cu toată modestia, aș spune, ca reprezentant, un moment important. Am fost primii care am semnat. Am fost primii care am semnat în condiții în care se refuza semnarea lui. Aș merge în continuare cu tot ceea ce înseamnă participarea noastră la parteneriat și care a fost un model. Și aș continua cu participarea noastră reală la operațiunile organizate de NATO în Bosnia-Herțegovina. Deci, la care aș adăuga operațiunea de menținere a păcii. Deci, în primul rând, o demonstrație clară nu numai a angajamentului nostru de a contribui la securitate, dar și a demonstrației capacității noastre de a fi un contributor de securitate. Am zâmbit mult când am auzit unii colegi actuali spunând că România va deveni un furnizor de securitate. România este un furnizor de securitate și a demonstrat-o prin politica sa de echilibru în zonă și prin participarea sa la forțele de menținere a păcii.
în Bosnia. Participarea armatei. Participarea armatei române. Un al doilea capitol foarte mare pe care, de documente pe care le-aș pune, sunt toate cele referitoare la eforturile pe care România le-a făcut pe calea democrației, a transformării și mai ales un lucru simplu, modul cum s-a întâmplat tranziția și alternanța democratică în România, care după mine este un element foarte care demonstrează că avem o democrație care funcționează. Deci nu e vorba numai de o democrație pe hârtie. Și în fine, al treilea capitol important pe care l-aș pune sunt documente referitoare la evoluția relațiilor noastre cu țările vecine. Negocieri, încheierea unor tratate cu semnificație, cum este cel cu Ungaria, eforturile care s-au făcut în negocierile cu Ucraina și perspectivele finalizării sale. Eu cred că un asemenea dosar, la care am atașat un program, repet, de reformă economică, foarte serios și care se bucură de un sprijin larg la nivelul societății și care ne dă o anumită perspectivă, aș spune eu, cred că ar reprezenta un dosar foarte bun. Cum spunem noi în termeni de jargon, un dosar beton pentru o discuție 16+1. Domnule Meleșcanu, probabil că ați urmărit cu mult interes evoluția domnului Adrian Severin, pentru că a fost succesorul dumneavoastră la cărma Ministerului Afacerilor Externe. Spuneți-mi dacă politica făcută de domnul Adrian Severin a fost una de continuitate, să precizați care au fost punctele bune pe care le-ați observat și dacă au fost și puncte rele. Eu nu vreau să vă supăr, dar nu cred că domnul Severin va accepta ideea că a fost succesorul meu. Mi-a succedat. Ia, iertați-mă. În funcția de ministru de externe. Da. Aș spune că există un grad de continuitate destul de important și mie mi se pare elementul esențial. Evident că fiecare are cum personalitatea lui, experiența lui de viață, dânsul vine cu o experiență politică foarte importantă. Eu aveam 30 de ani de diplomație în spate, deci suntem și firi diferite, deci sigur chestiunile de stil sunt diferite, dar dincolo de aceste lucruri, dincolo de, hai să spunem, sistemul în care am acționat, un anumit tip de guvern și cu o anumită relație președinte, prim-ministru, ministru de externe, acum este un guvern de coaliție, o coaliție foarte mare, o coaliție compusă din coaliții, în care probabil relațiile dintre factorii de putere trebuie încă să se rodeze, să stabilească o anumită procedură de lucru, fac ca, sigur, în aplicarea, în practică, să fie diferențe, nuanțe uneori și chiar diferențe poate mai mari. Aș spune însă că, dincolo de aceste elemente, mie mi se pare că există o remarcabilă continuitate pe probleme de politică externă, cel puțin pe obiectivele foarte mari. Bogdan? Un pic, iar a răspuns ministrul de externe. Mai pe scurt, așa, ce părere aveți de prestația mai sub domnul Severin? E foarte greu, pentru că eu îl văd pe domnul Severin ca și dumneavoastră la televizor, sigur, foarte des, vine, pleacă în diverse misiuni, nu-i cunosc prestația, dacă vreți, reală. La Comisia de Politică Externă a fost invitat la audiere săptămâna trecută și a avut o prestație excelentă, pot să vă spun. Dar nu pot să știu care este prestația reală, care sunt contactele personale pe care dânsul și le-a stabilit cu alți colegi miniștri de externe, cum este receptat, cum folosește aparatul care există în Ministerul de Externe, profesioniști care sunt, de fapt, baza pe care se clădește partea asta mai spumoasă. Bogdan nu se lasă să știe. Este, da. Așa suntem noi, jerești în mars. Mergând mai departe în această direcție, sau nu neapărat în legătură cu aceasta, o să vedeți imediat. Deci, relațiile între Franța și Statele Unite, sigur că da, sunt două țări aliate, occidentale, fără doar și poate. Totuși, ele, să folosim un termen, sunt tensionate în acest moment. Există oarecare divergență, ați spune dumneavoastră, în diplomație, nu? Vorbim de Alianța Atlantică. Comanda flancului sudic este o problemă, Franța dorește un european, s-a propus reuniunea aceea după modelul grupului de contact, cei patru mari plus Rusia. Germania a marșat la fiecare din aceste propuneri ale Franței, dar Statele Unite le-a refuzat.
De ce amintesc aceste lucruri? Deci este absolut important pentru România, pentru a fi admisă în primul val, să avem și sprijinul Statelor Unite. E, Franța ne sprijină foarte deschis, direct. Statele Unite, deci, încă nu s-au pronunțat, deci nu s-au pronunțat niciodată împotriva admiterii României. E, în acest moment, ce ar trebui să facă diplomația română? Suntem cumva pe sârmă în acest moment. Deci există oarecare divergență între două mari puteri, o superputere și o mare putere europeană. România este cumva la mijloc în această problemă, deci sarcina diplomației românești nu mi se pare deloc ușoară. Eu vreau să vă spun că noi suntem puțin dominați de preocuparea noastră în legătură cu extinderea NATO și pierdem din vedere faptul că, în realitate, noi ne aflăm în fața unui proces pe care eu l-aș numi în mod foarte onest procesul de deschidere al NATO. Un proces de deschidere al NATO care e compus de trei elemente fundamentale. Primul element, revitalizarea și restructurarea NATO ca organizație, în care intră inclusiv tipul de probleme la care v-ați referit. Identitatea de apărare europeană, relațiile cu Statele Unite și așa mai departe. Al doilea element fundamental este edificarea unei relații de parteneriat între NATO și Federația Rusă și Ucraina. Și în fine, al treilea element este extinderea NATO. Deci, sigur că noi, într-un fel, facem parte din tot acest proces, dacă vreți. Dar aș vrea să vă spun că, în opinia mea, o decizie când se va lua, va fi o decizie pachet. Deci, în momentul când vom ajunge la o decizie, această decizie va trebui să conțină rezolvarea problemelor legate de restructurarea NATO, rezolvarea problemei relațiilor cu Rusia și Ucraina și rezolvarea problemelor legate de începerea negocierilor de lărgire a alianței. Deci va fi un pachet, o soluție pachet, în care și noi vom fi unul din elementele acestei soluții pachet. Domnul, deci în aceste chestiuni referitoare la NATO, totuși, Franța este aceea care împinge în acest moment România. Va accepta Statele Unite acest lucru? Ce semnal ați avut în momentul în care ați ministru de externe? Fiindcă noi mai știm ceva. Sigur, da, vizita președintelui Chirac s-a pregătit acum, 21 februarie. De când este ea pregătită? Vizita președintelui Chirac a fost convenită în vara anului trecut și s-a convenit ca ea să nu fie anunțată din motivele astea de înțeles până după alegeri. Adevărul a anunțat-o până în octombrie. Dacă mă rog, dumneavoastră ca întotdeauna sunteți, aveți surse directe. Fiind, deci, ce să faci? Vizita a început să fie pregătită efectiv imediat după alegeri. Deci, în acel moment, ce semnal aveați din partea Statelor Unite? De ce? Semnalul pe care vreau să vă spun, deci, da. Semnalul pentru mine, cel mai edificator, l-am primit de la fostul de la colegul meu, pot să spun acum, a fost ministru de externe al Statelor Unite, domnul Warren Christopher, în cadrul vizitei oficiale pe care am făcut-o în vara anului trecut la Washington, când a spus, citesc tot așa din memorie, deci vă cer scuze, că prin progresele semnificative pe care le-a înregistrat, România este una dintre țările care se califică pentru admiterea cât mai rapidă în NATO. Deci, formula care poate fi interpretată. Dar, în mod evident, România a devenit unul din candidații posibili pentru prima extindere a NATO. Este luată în considerare, în mod serios, printre primele țări cu care ar urma să se extindă Alianța Nord-Atlantică, inclusiv de către Statele Unite ale Americii. Din toate contactele pe care le-am avut, ni s-a spus clar că Statele Unite nu vor încerca să impună singure o soluție. Este vorba de o concertare a tuturor. Fără îndoială că părerea lor, cuvântul lor dată fiind ponderea în alianță, are greutate. Să amintim pentru telespectatorii noștri că Javier Solana a fost numit secretar general NATO de Statele Unite, în ciuda opoziției tuturor europenilor care s-au prezentat cu doi candidați, s-au dus cu minți la examen la Washington, Departamentul de Stat nu i-a plăcut la față și ministrul de extern al Spaniei a devenit secretarul general NATO. Deci a fost aranjat examenul pentru funcția de președinte? Nu, n-a fost aranjat. Nu, fără îndoială cuvântul Statelor Unite este, va fi greu. Este un cuvânt greu, sigur.
Domnul Meleșcanu, fura de fir, frazei l-a numit pe domnul Adrian Severin succesorul dumneavoastră. Dumneavoastră a zâmbit cu subînțeles. Să fie o vorbă, oare, se spune? Nu, în niciun caz nu. Am zâmbit gândindu-mă la reacția posibilă. Altceva vreau să vă întreb. Au fost câteva declarații care s-au bătut cap în cap, să spunem așa, făcute de domnul Adrian Severin și președintele Emil Constantinescu, taxate la vremea respectivă de presă. Nu știu dacă dumneavoastră le-ați observat și vreau... Haideți că vă pun după aceea următoarea întrebare. Vă rog să îmi spuneți dacă ați observat aceste lucruri. Sigur că le-am observat și într-o formă pe care domnul Chireacă ar numi-o diplomatică, le-am taxat și eu. Vorbeam cu câteva minute în urmă de necesitatea unui anumit sistem de lucru între principalele instituții care concură la... Corelare. Da, la realizarea politicii externe. Și lucrul acesta se face puțin și din mers la ora actuală. Au fost niște scăpări, au fost niște evidente stângăcii de început, au fost poate și anumite ieșiri din materialul scris. Dacă se folosea punctajul de la Ministerul de Externe, sunt convins că nu apăreau asemenea lucruri. Dar eu am totuși senzația că lucrurile se ameliorează și sper că se vor ameliora, pentru că semnale contradictorii sunt probabil cel mai prost lucru și care este întotdeauna exploatat. Putem semna orice cu Ucraina de dragul intrării în NATO? Nu. Aici a fost una din erorile făcute de noi. Imediat după instaurarea noilor autorități au apărut niște declarații ultra-optimiste care, îmi pare rău că trebuie să o spun, nu erau bazate pe o cunoaștere a dosarului. Fără îndoială că negocierile au evoluat foarte mult cu Ucraina. Dar vreau să vă spun că asta nu face ca ele să fie încheiate. Lansarea unor termeni optimiste, vom face tratatul într-o săptămână, într-o lună, a fost greșit interpretată, am eu impresia, de partea ucraineană, ca reflectarea unei anumite grabe. Lejerități. A unei anumite grabe a noastră, unei dorințe cu orice preț de a încheia foarte rapid acest tratat. Și taxată prin acea declarație a lui președintelui taxată Kuchima. Taxată și folosită în negocieri. Și eu, dacă aș fi fost negociator și dacă aș vedea că partenerul meu are o presiune asupra lui, aș încerca să folosesc acest lucru pentru a obține o soluție cât mai favorabilă mie. Eu vreau să vă spun, așa cum am mai declarat, tratatul cu Ucraina nu este o condiție obligatorie pentru admiterea României în NATO. Fără îndeală însă că încheierea lui va juca un rol, va târna foarte greu în adoptarea unei decizii privind extinderea NATO. Mulțumesc, haideți să ascultăm și părerea lui Bogdan, comentator de politică externă, repet, pentru telespectatorii care ne urmăresc. Înțeleg că le luăm pe criterii, ca să spunem așa. Domnule ministru, sigur că da, aveți dreptate în ceea ce privește Ucraina. E o problemă delicată, suntem sub presiunea timpului, s-au făcut și declarații mai tranșante, NATO sau tratatul cu Ucraina, sau tratatul cu Ucraina pentru a intra în NATO. Totuși se mai întâmplă ceva. Chiar și în momentul în care ați condus diplomația română, senzația mea este că relațiile cu Rusia ar fi putut atinge totuși gradul de normalitate pe care l-au statele occidentale cu această țară, continent. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru. S-ar putea, din fericire, președintele Chirac, care s-a întors de la Moscova, în interviul pe care l-a acordat ziarului nostru, a spus că Rusia nu se opune în mod special admiterii României în NATO. Dar totuși, cum de s-a ajuns aici, în această relație cu Rusia? Eu cred că s-au adunat foarte multe elemente. A fost o anumită experiență istorică și la noi, o reacție care a avut-o toată lumea. Au fost lucrurile legate de Revoluția din decembrie 89, cu tot felul de scenarii și scenarite, care cred că au jucat rolul lor. Au fost propriile probleme interne ale Rusiei și propriile noastre probleme interne, care ne-a făcut să avem probabil atenția concentrată spre alte domenii care n-au fost convergente neapărat. A fost și un moment când ne-am grăbit cam tare, nu erați atunci șeful diplomatic. Dar eram în Ministerul de Externe. Erați în Ministerul de Externe. Le iau și eu, sigur că nu m-am ocupat, dar asta nu înseamnă că nu mi-asum acest lucru. Au fost și anumite lucruri care s-au făcut foarte rapid și care după aceea au determinat o anumită stare, poate, de
de excesivă prudență. Deci sunt foarte multe asemenea elemente. Însă aș vrea să vă spun direct că la ultima vizită pe care am făcut-o cu primul ministru în toamnă la Moscova și discuțiile avute cu primul ministru Cernomârdin și cu ministrul de externe, domnul Evgeni Primakov, a fost evidentă dorința autorităților de la Moscova, autorităților de la București din vremea aceea, de a face un efort serios pentru dezvoltarea acestor raporturi și mai mult a fost evidentă existența unei baze comune de interes, care nu este numai de natură economică. Dar, din nefericire, nu s-a mers mai departe, domnul ministru. A fost un moment în care tratul acesta era gata să fie semnat, tratul cu Rusia. El este în continuare aproape gata să fie semnat. Vreau să vă spun un lucru care ține de tehnica negocierilor. Este foarte dificil să negociezi în paralel cu două, trei țări cu care negocierile sunt foarte apropiate și care au între ele o relație extrem de strânsă și care circulă între ele informația de o manieră ultra rapidă. Negocierile noastre cu Ucraina, cu Moldova și cu Federația Rusă au foarte multe elemente comune. Orice avansare prea mult și definitivarea unui tratat constituie automat un precedent care este folosit în alte negocieri. Deci noi va trebui să avansăm cu, cel puțin în ce privește relația cu Rusia și cu Ucraina, aș spune Moldova aproape în paralel. Moldova este un caz separat. Moldova este nici un caz separat. Nici nu știm cum să-i spunem, tratat de prietenie sau tratat de fraternitate. Găsim noi Moldova chiar îl faceți în sfârșit. L-ar face în ce limbi? În română, 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 moldovenească, română. În sfârșit, deci în relația cu Moldova e delicată, dar relația cu Rusia... Nu, că am găsit o formulă. Am scris la sfârșitul tratului, făcut la Chișinău sau București în două exemplare, ambele vând aceeași valabilitate. Frumoasă formulă. Foarte frumoasă. Nu, deci asta este unul din elementele de explicație a probabil a lipsei înregistrării unor progrese spectaculoase în relația cu Rusia față de Ucraina sau viceversa. A trecut mai bine de o jumătate de oră de când ați 40 de minute de când a început emisiunea și vorbim de NATO, vorbim de integrarea în NATO. Să n-a spus nici măcar o singură dată, dacă îmi dai o seama bine, cuvântul Germania. Cum să nu? Ajungem și aici. Cum să nu? Atunci sau dacă l-a spus, l-a spus o dată întreagă. Nu, când am vorbit, am spus, referindu-mă la importanța sprijinului Franței, am adăugat America, am spus după aceea Germania, Anglia sau Marea Britanie și după aceea am spus țările latine, Italia, Spania, Portugalia. Fără îndoială că poziția Germaniei este o altă poziție cheie în ce privește extinderea NATO, dar aș spune politica de securitate europeană în general. Aici, sigur că a avut loc o deschidere importantă, a fost vizita pe care a făcut-o domnul Ion Iliescu anul trecut în Germania, discuțiile cu cancelarul Kohl, o vizită care a clarificat foarte multe aspecte. Eu sunt convins că există o bază bună. Germania e partenerul nostru cel mai important economic, cel mai important investitor în România, iar guvernul actual, în cadrul actualei majorități, există partide care au relații cordiale cu forțe politice importante din Germania și sunt convins că această relație, sper că această relație va continua să evolueze pozitiv. Am lăsat din brațe America și am luat în brațe Germania? Nu cred că trebuie pusă problema așa. Cred că trebuie să mergem în continuare foarte tare pe toate și să ținem totuși seama de faptul că America va avea cuvântul cel mai greu. Vă mulțumesc, urmează știrile de la miezul nopții ale Antenei 1, vom reveni imediat în studio. La miezul nopții, de luni până vineri, puteți discuta cu cei pe care ați ales acum, cu cei pe care ați ales acum 4 ani sau cu cei pe care îi veți alege poate peste 4 ani. Mulți dintre ei, președinți sau bancheri, escroci sau cinstiți, au ajuns milionari în miezul nopții voastre. Acum, în miezul nopții României, puteți ajunge și voi milionari, stând față în față cu ei și luându-i la întrebări. Întrebați-i de ce coșul zilnic a ajuns cât o pungă de 2 lei. Întrebați-i câte ceasuri mai desparte România de Bulgaria. Întrebați-i și vedeți dacă sunt într-adevăr la înălțimea momentului sau a scaunului în care ați ales să stea. La miezul nopții, Marius Tucă și cei mai importanți ziariști, într-o emisiune ce vă poate aduce un milion și dimineața ceva mai devreme.